cafea este un produs ce ține de plăcere, nu de necesitate. Și atunci să-ți faci o mică plăcere în fiecare dimineață să bei un produs de calitate, parcă te începe altfel ziua, așa îmi spun prietenii și colegii. Este un lux pe care ți-l permiți zilnic. Cafea de specialitate înseamnă cafea de o calitate mai bună, în care teroarul, locul de unde provine și felul în care a fost procesată cafeaua, îi oferă note distincte în ceașcă. Și așa a apărut Origo. Cred că am luat exemplu lucrurilor care se întâmplă în afară. Înainte de pandemie, cu toții călătoream peste tot și vedeam ce se întâmplă și ne doream să avem și noi mai aproape de noi o cafea bună, o brânză bună, o sticlă de vin bun. Mi-am dat seama că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla acest lucru și la noi, că simțim nevoia să ne recompensăm cu lucruri care ne fac viața mai bună, cu mici lucruri, nu lucruri extraordinare, un cocktail bun, un pahar de vin bun, o cafea bună. În primul rând, mă interesează o cafea să fie dulce. Dulceața este primul lucru la care mă uit. Dulceața naturală pe care o simți în procesul de degustare. În al doilea rând, o cafea bună ar trebui să nu fie amară sau cantitatea de amar să fie la cel mai jos nivel. Asta diferențiază arabica de robusta. Asta diferențiază o cafea cu defecte față de o cafea fără defecte. Și astea sunt să fie dulce, clară și complexă. Cu cât mai complexă, cu atât mai mulți bani. Cafelele, în funcție de lot, calitate, cantitate, se ambalează în mod diferit. La început, cafeaua se ambala doar în acești saci de rafie, dar umiditatea nu era controlată a boabelor și atunci a intervenit acest tip de sac, care păstrează cafeaua mult mai bine. Loturile foarte mici, cum e această cafea pe care o am aici, vin ambalate în cantități mici, doar de un bej de prăjire, cum este aceasta de aici, și punga nu are aer în interior. Asta înseamnă că o păstrează și mai bine de atât. Și am zis, bine, atunci o să mergem unde au traderii firmele și o să gustăm la ei cafeaua și vom cumpăra pe loc. Am avut parte de o super schimbare în momentul în care am ajuns la traderi și ne-am dat seama că ei organizau cuppinguri în țările lor. Toți roasterii locali veneau, gustau, cumpărau pe loc și ce rămânea trecea pe lista internațională de vândut cafele. După care, cu o parte din ei am zis, hai să mergem la fermă să vedem ce se întâmplă. Am reușit să merg în Columbia, am reușit să merg în Costa Rica, în Panama și odată îmi luam o săptămână cu ei și o săptămână mă duceam eu și căutam pe diverse platforme care sunt cele mai bune ferme. Și eu le scriam fermierilor și o parte din ei mi-a răspuns și chiar cu unul dintre ei am o relație de 3 ani foarte frumoasă în care luăm cafele minunate de la el. Ce am căutat acolo, am încercat să găsesc aceleași ferme care avem în comun valori, avem în comun această dorință de a face calitate pentru consumator, avem în comun partea de a ne educa și a inova în domeniu și fermierii în general sunt oameni foarte simpli, majoritatea dintre ei, e ca la noi la țară, fermierii care, nu știu, plantează roșii sau cartofi. Și foarte mulți dintre ei nu și-au gustat niciodată produsul, nu știu unde produsul lor ajunge și sunt foarte fericiți atunci când le vine cineva în vizită. În shop mi-am dorit foarte mult ca toți colegii mei să participe la campionatul național de cafea și respectiv la campionatul mondial de cafea. Te învață să fii ordonat, te învață să te dezvolți pe gust, te învață să fii atent la detalii, te învață să ai foarte bune abilități de comunicare cu oaspeții și astfel vei deveni un expert pe domeniul tău. Am încercat să le ofer aceleași lucruri pe care eu le-am avut sau pe care le am, astfel încât să devenim o echipă de experți pe tărâmul cafelei de specialitate și fiecare cumva ușor ne-am găsit locul. Nu poți să le știi pe toate, nu poți să le faci pe toate, dar ca și putere de echipă este lucrul cel mai important.